coagă, Gheorghe, președinte de ședință, pentru luna martie 2018, la numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Comunei Târgu Troduș. La numărul 3, proiect de hotărâre privind acordarea premiului în bani, în cuantum de 800 de lei, cuplurilor care vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2018. La numărul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. La numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea materiei priorități obiective și plan de acțiuni de anul 2018, transmisă de instituția prefectului din județul Bacău. La numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii Nicolae Iorga în strada Învățător Maria Rogoza și a străzii Marin Preda în strada Parohia Catolică și modificarea anexei numărul 1 la HCR numărul 40 din 2017 privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale Comunei Târgu Trotu, județul Bacău, în mod corespunzător. Iar la numărul 7, diverse. Menționez că proiectul numărul 6 are ca inițiator pe domnul Xavier Vizicianu, iar celelalte proiecte au pentru inițiator pe domnul primar al Comunei Târgu Trotuș. Am invitat în tot domnul primar. Asta de-aia a făcut mențiunea, da? La mine se scrie clar, domnul consilier local de Timișoara. Așa. Vă supun la vot, dacă sunteți de acord cu această ordine de zi a ședinței. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Deci abțineri și contra nu. Bun. Și acum să trecem la treabă. Înainte de a trece la ordinea de zi, vă supun atenție procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 7-a 2-a 2018. În primul rând să vedem dacă se înscrie cineva la cuvânt pe la marginea acestui proces verbal. Domnul Liviu Nichizelu, altcineva? Domnul Liviu, vreau să mă rog automat. Da, domnul Liviu. Vreau să fac un mic remarc la procesul verbal din ordinarul de 21-a 3-a. Vreau să spun, doamne secretar, că la proiectul numărul 6, care a fost prescris, adică au pus 14 acțiuni, noi s-a trecut 15 ani. Și se mai crede că au fost numai 14 consilieri prezenți, da? Și după aceea să nu fie probleme. Eu doar acum vreau să spun. Mulțumesc. Deci am modificat în procesul verbal și erau 15 ani putut vaccinării. Deci au fost numai 14 consilieri. Atât, domnul Vidalu, da. Vă mulțumesc. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Acum vă supun atenție procesul verbal al ședinței extraordinare din 7-a 2-a 2018. Se scrie cineva la cuvânt? Are cineva de obiectat? Nu. Trecem la vot atunci. Cine este pentru? Abținere împotrivă nimeni. Eu. Așa. Deci a fost domnul. Vorba de ședință, care am avut un singur punct, nu? Da, cu canalizare, nu? Da. Pentru a cum ați votat aici? La care? La extraordinar. La extraordinar a votat pentru că la care din două pe o să. Da, numai două. Nu știu când ați fost atunci și de... Ba, am fost, doamne. Ați fost, doamne, scuzați. N-am fost, doamne, la cealaltă. Da. Da, trecem acum la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind deschemarea domnului consilier Boagă Gheorghe, președinte de ședință pentru luna martie. Se scrie cineva la cuvânt? Atunci trecem la vot. Cine este pentru?
Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021. Vă rog, îmi scrie la cuvânt, dacă se scrie ceva. Domnul Miguel Iuriu, mă la cineva? Domnul Ungureanu Petre? Domnul Boacă, vă rog. Domnul președinte. Aș dori să întreb, văd că avem un excedent de 201.000 lei din anii interior. Și vreau să întreb doamna contabilă care ești de față, să știm exact. Am rugat-o, vine la ședință, să ne spună exact unde vom folosi. Îi vă dăm undeva ca să facem da, ceva. Da, domnul, un scop, se rezervează în lista de investiții. În anexa 2. Am văzut că scrie și aici. Da? Deci, în excedent din anii precedenți, 201. Și cu vorbim cu secțiunea de funcționare. Da. 1304, 1505, exact cât este secțiunea de dezvoltare. Deci, da. 201 de avem de la 1.305, da? 201.000. Da, da, da. Bine, văd excedentul din anii precedenți, care avem? Deci, 201.000. Bun. Da. Îi avem cu un scop bine definit, adică să știm. Merg da, undeva la... proiectele care sunt... în derulare. Da, în derulare. Da. Mai avem nevoie de... nu știu da, câte da, 200 da, de da. Da. Cum? Mai avem nu știu câte sună de 201.000 nevoie pentru Sinișoara. Sunt nevoie. Cum ar fi? Adică sunt nevoie, dar pentru ce am? Pentru proiecte, pentru cofinanță. Să le fie. V-ați uitat vreodată la lista de investiții, ați venit ca să vă sunăm. Nu am la lista de investiții, dar povestea este... Deci bine când au rămas. Eu nu am spus că e rău când au rămas. Da. Am putea să luăm să facem și ceva, adică dacă tot facem ce-am făcut pentru sectorul de drum de la Tuta, asta e tot porțiunea de un kilometru, spuneți dumneavoastră. Un kilometru 200. Un kilometru 200, dar cred că e mai mult, mă rog, să spunem un kilometru 200. Am măsurat din 1.000 de ori. Am înțeles. Direct. Cu ruleta sau cu ce? Cu automobilul, cu ruleta, ce vreau cu proiectul. Și care a ieșit o, a ieșit o lungime de 1.200 de metri, da? 240. Am înțeles, spun. Am putea să luăm, că și așa nu se fac nimic, brocoli, tot spun de fiecare dată, la fiecare ședință, brocoli. Măcar cu utilajul nostru am putea să mergem, să luăm ceva de la transporturi, să nu mai aruncăm bani în vânt și să punem, să facem altceva. Dacă tot faceți la Tuta un perimetru, să facem și la Târgu Trotu și la Vișoara, am de putea... De ce îi scazi spus dumneavoastră să ar face la Tuta și la altă parte nu? Păi, vreți să vadă lista de investiții pe Târgu Trotu? Dar avem proiecte aprobate de Târgu Trotu. Care sunt în continuare pentru asta. Domnul Mărge. Proiecte? Pe ce proiectul? Nu, stați puțin, eu am punctat așa. Pe ce proiectul? Pe PNDD sau pe proiect din bugetul local? Pe ce avem? Proiectarea avem făcută. Dar banii de unde vor veni? Banii. Deci, vorba de, este vorba de trei proiecte de asfaltare. La care te referi dumneavoastră? De kilometru la 200? Kilometru la 200. Kilometru 200. Este din buget local. Vine din bugetul local. Așa. Bun. Și celelalte proiecte, care doar îi susțineți aici, care încercați să mă contracarați pe mine, să mă contraziceți, că nu e adevărat că avem proiecte pentru Târgu Trotu și Vișoara. De unde vor veni banii pentru finanțare? PNDL. PNDL? Și cu finanțare de la noi. Dar nu te contrează nimeni. Nu, nu, nu. Păi nu, dar mai contrat puțin așa, mai contrazis. Bun, și foarte important, aș dori să știu, personal, am acest drept. Când vor fi? Pentru că dacă ai spus că la Tuta se va începe anul acesta, când va fi la Târgu Trotu și la Vișoara? Concret! PNDL 3, trebuia să știți că începe în martie. Pe 1 martie se deschide sesiunea. Noi vom depune dosarele imediat cu Tuta. Da? Înțeles. Deci am depus pe PNDL 2, am depus 4 dosare, 4 proiecte, din care 2 de asfaltări, apă, canalizare și cu poduri și poduri. Bun, eu vă promit că vă spuneți și în soare,
nu mai întreb nimic. Deci, la începe în martie, eu o să vin cu altă întrebare în luna aprilie. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnul Cristian. Da, da, vă mulțumesc. Domnul Ungureanu, vă rog frumos, aveți cuvântul. Eu zic să văd camoare. Să știu. Este o problemă cu dumneavoastră? Nu. Aș fi vrut să întreb. Aici este pe 250 de lei. Ce înseamnă 250 de lei? La locuințe, servicii dezvoltări publice. Aici e iluminatul public. Iluminatul public, da. Ce înseamnă suma asta? Servicii de reparații, iluminatul public, care este aproximativ 1,5 miliarde, 2 pe an. Și servicii la apă. Și servicii la apă? Da. Adică servicii la apă la ce? Servicii la apă. Mai sunt anumite lucruri care trebuie să le suportăm noi. Reparații, da, da. Sau de plătit arminiare și care le plătim în DSB-ul și plătești le plătim. În media am avut la nevoare și nu e vorba mai de-a vaș, și nu de care le plătim la DSP. Am văzut aici estimări pe 2019-2020. Deci de la 250 pleacă la 12,50. Lăsați-mi să o puteți procentual. Da. Deci nu este din tot dată saltul la masă. E, la anul modific, bine. Da. Deci nu se întâmplă că la anul estimările astea să fie spre aproape. Adică nu fie 12, să fie 10. Sumele astea să fie 2-3 ani de zile mai aproape. Da. Asta spun pentru că m-am uitat pe site-ul primăriei în 2015. Și a fost publicat în publice bugetul local detailat, de venituri pe capitole, subcapitole, cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole, cheltuieli și paragrafe. De asta zic, dar așa ar fi trebuit să îmi pune și nouă acum. Ca să știm atunci să fie mai ușor pentru noi ca să deducem tot. Și nu mai aveam atunci atât de altfel. Domnul Cureanu, nu aveți doar Consiliul Județean, a venit de la ora 2:30. Se putea face și fără. Exact și fără. Nu știa ce se limita. Da, nu, eu sunt la stat, am servici până la 5 și au venit acolo, da? Și a venit la situație, mai bine de ce. Și aș putea un amendament la transportul cu 300 de lei de la secțiunea de funcționar. Aș dori la această sumă de la din anexa 1, capitolul 8004, includerea sumei de 300 de mii lei la secțiunea de dezvoltare cheltuieli transportul sub capitolul 8402. Totodată această sumă să înscrie la capitolul 8402 transportul de lista de investiții să fie trecut în partea cealaltă. Adică noi, în suma de 300 de mii, pentru ce cheltuim acum? Dar pentru ce vor fi folosiți? Deci asta să înțeleg că vor fi folosiți și pentru... Dacă trebuie să balastezi unul, nu te produci în secțiunea de dezvoltare. Asta este ideea, că eu n-aș vrea să mai fie asta. De asta vin cu motivația asta. Dacă vă trebuie autogrede, că da, după ce plecați din ședință, peste o săptămână, două, când sunt loc, ca să strigați. Nu, dar nu e neapărat. Gredul poate să vină și să facă cu un sacrificat acolo în spate. Bun, nu trebuie. Nu, nu trebuie. Nu, nu trebuie. Nici o problemă. Fă-i să amestecăm și eu ce mă gândesc. Deci eu așa aș spune că mai bine facem, mai bine facem un fugețitor urmane de la urmă. Păi și tot acolo, în astfel, în partea celorlalți, pot face un drum. Cu asfalt măcar. Mai sunt la plicări topo. De aici trebuie să le plătesc. Nu mă pot duce în secțiunea de dezvoltare să-și plătesc nici. Da, dar noi dacă tot ridicăm balastul ăla și tot punem balastul. Vă zic altceva. Scrieți ce doriți, eu fac și dumneavoastră vă asumați. N-am niciun problem. Eu am spus și eu mi-am spus părerea. Deci eu nu aș fi de acord, motivația mea. Nu sunt de acord. Domnul Ungureanu, să știți că referitor la tot conducătorul de drum nu s-a pus. Deci țineți cont, anul trecut s-a făcut drumul pe Văratic. Pe Văratic, așa, de 1 miliard și ceva. Deci nu s-a pus drum.
s-a pus palatul pe drumul expreu când a fost nevoie. Pentru că atât l-am răcărit, la un moment dat au ieșit bolovani. Și s-a mai pus un strat subțire. Bun. Necesită iar pe drumul ăla de la Veratic să fie iar încrețit din nou cu palatul. Deci nu doam să-l palastez. În două, deci atunci, sunt alte drumuri. Eu zic că suma, o parte din sumă. Trebuie să faci ce metrică. Trebuie făcut drumul de la Cruce, de la intrarea. Pe partea asta, pe intrarea la Gorbaciov, că dacă intră asta în reparație, să fie blocat drumul ăla. Deci noi trebuie să ne pregătim. Și atunci de unde o să pui? Nu tot de acolo. Trebuie să luăm balastul din frotul, să-l facem. Sunt trebuie să facem. De astea mereu fiecare ia 3 miliarde, în loc să facem o stradă de asfalt, o să punem altă. Păi este prins asfalt. Dar mai e, domnule. Unde este? Dumitare, acceptată dacă la serviciu estimat din domnul Vrean. Aici sunt drumuri agricole care trebuie de reținut. Devizul estimativ la proiectele de PNDR, la cel cu 6.300.000 ajunge la 70 de miliarde. Deci faceți un calcul vă rog și gândiți-vă cât ajunge kilometrul de asfalt. Este imens. Da, dar putem pune un covor asfaltic subțire. Da. Deci, de 5 cm. Da, domnule, vă rog frumos, lăsați pe domnul Gureanu ca să știe în legătură cu asfaltul, covorul asfaltic la noi. Să nu înțeleagă nimeni că noi suntem în profund. Am înțeles. Deci nu este, deci sub nicio formă. Să nu înțeleagă nimeni. Că suntem împotrivă pentru a se asfalta. Dar dorim ca pe parcurs să fie asfaltate și alte străzi. Dar eu mi-aș dori să asfaltez tot odată. Iar dumneavoastră ați afirmat în comisie că se va asfalta 5 metri. Nu? Așa am înțeles. 5 metri ce? Lățimea. 6 metri. 6 metri. Diferența va fi suportată, adică pentru rigole, mă refer la rigole. Ați spus că va fi suportat de fiecare cetățean în parte, care va, vă rog să spuneți din nou ca să înțeleg mai bine. Care va dori să-și betoneze în față porțiunea lui, de jumătate de metru, un metru, depinde că nu peste tot un metru. Sunt și mai mult și mai înțeles. Dar cine nu va dori? Nu, ascultați. Cum va funcționa rigola respectivă? Deci, într-o parte, exact ca la Trotuș. Într-o parte e înfundat, într-o parte desfundat. Dar nu este rigola, dacă nu țineți minte cum am explicat destul de clar. Nu e nevoie, rezoluția, nu e nevoie de rigolă de 40 de parte. Nu mă înțeles, nu mă înțeles. Nu mă înțeles, am reținut, eu asta am reținut. Și nu cred că la tot ar fi problema asta să nu-și fac. De exemplu, vă dau un exemplu simplu, concret, acum, recent. A fost o mormântare, da? Așa. A fost înmormântat din banii primăriei, nu? Da. Respectiva porțiune va fi suportat din banii primăriei ca să fie dus până la capăt. Da, dar știți, dumneavoastră, veniți cu întrebările, dar ce-ar fi să veniți cu soluții? Păi eu... Păi, punem întrebările, hai să venim cu mai soluții. Păi, pentru că dumneavoastră ați venit cu ideea de asfalt și să fie care să fie, deci ați vorbit dumneavoastră. Aici vorbiți de niște treburi care nu interesează pe cetățeni. Acolo este drum public, domeniu public. Și atunci, trebuie să-l amenajăm tot, nu? Exact. Și atunci, cum spune domnul? Dacă prin bunăbunirea cetățenilor și-l amenajează, da, dar... Facem o hotărâre de consiliu local. Păi, toată lumea trebuie să-și vină până la limita Domnule, înseamnă că ai ceva în cap când faci acest proiect, da? Domnule, eu îi pun impuls sau fac... Nu putem să peticim, nu putem să peticim. Păi eu asta spun, că dacă nu îl duci, rigula respectivă, dacă se va împrunte, afla atunci... Asta este chestii de urmă. Da. De-aia prezintă să fie asta. Da, domnul Greanu, mulțumesc. Domnul Gobiu, vă rog. Deci, la capitolul bătrânului, dar tu am la contabilul chestia noastră, la secțiunea de funcționare, banii alocați cu 400.000 de lei. Cam... 435. Da. Ce prioritate are? Care priorități cu cheltuielile de bătrânului? 435 de TVA, față în școală. Bun, bun, bun. Așa? Dar când am propus această cum aici, în ce direcție sunt eu? Reparații pentru centrală ce... Deci, da. Avem centrală, asta sunt niște... Deci, deci am discutat... Deci, vreau jumătate, deci, avem doi mobilieri... Din mobilierul la... Da. Chicorul, la imediat. Și avem la țara aici, la totuși. Da, da, da. Și avem de valutare... Adică sunt multe lucruri făcute... Avem la să-ți concretizez ce este mai prioritar. Da. Ați spus,
Da, domnul Barbier, ați terminat. Da, puteți, da. Domnul președinte, eu aș vrea să vă întreb, dacă apa care se scurge din sat, unde o să... Apa pluvială. Dacă se toarnă covorul. Vă referiți în satul da, da, la covorul da, asfaltic. Da. Da. Este autoritatea primării. Pentru că eu țin un teren de la cineva și exact în acel teren, toată apa ce vine din sat, acolo se duce. E vorba de sfatul lui Emin, nu? Da. Apoi trenul? Alubirea. Alubirea. Așa că nu știu ce vine cu ideea. Cum? Mai are cineva acolo pe tine care ar fi dispus ca să... Să-l vândă. Face un corector. Trebuie un corector ceva și pus. Așteptăm soluția celor care vine acum. De aceeași problemă am pus-o și în trenare. Exagerat, exagerat nu este, dar totuși este niște apă care duce la bani. Da. Acum mai trage pământul, dar atunci... Da. Deci probabil va veni un șanț care va duce. Da. De unde... Da, doamna, Bun. O întrebare aș mai putea. Îmi puteți spune unde se regăsește suma aia care trebuie dat pentru eroi? Pentru eroi. Monument. O să se regăsească la rectificarea bugetară. Deci exact. Rectificarea bugetară se face în luna iulie. Deci asta înseamnă. Deci o vară. Până nu se fie o sub de acolo, putem să se face să nu. Bine. Cred că și vine la unde. Dacă o să facem o rectificare de cuci. Nu știu dacă am... Până acum, cred că ce am zis, am și făcut. Așa că, cred că ar trebui să mă zic mai mult. Da? O rezolvăm. Toate lucrurile nu trebuie discutat, chiar. Da. Bine, domnilor. Da. Mai... Aș dori să întreb dacă în acest buget este prevăzut, sau poate la următoarea rectificare, ceva contariat, dacă așa. Să ținem cont că este singura porțiune care nu ține tancă din comună și țeava e acolo se țeavă recuperată și ar trebui făcut un efort. Știm discuția, am discutat și cu unul cu Abișoara și cu doamna Bici, chiar discutat sunt de discute, ar fi vorba de pastia unde avem lucrări pe acolo și cu țeava asta care avem probleme. Eu am vorbit deja cu parte din oamenii care au promovat undeva trece. Sunt de acord să intrăm în domeniul lor, dar nu la vară când vor să aibă culturi. Trebuie măcar porțiunea urgentată până în luna mai. Până la... Aprilie, mai, da. Măcar cu porțiunea aia unde sunt proprietăți ultimate. Deci din stat nu vom putea finaliza tot. Deci nu tot, dar să... Nu știu cât o să putem. 200-300 de metri, cât putem face prima fază ca să... Să terminăm și cu... Deci ați văzut și anul trecut, când am făcut înlocuirea Elantru, cum se prezentau conductele metalice, versus rapier, Eu cred că v-am susținut cauza așa, dar nu am putut deci. Mergem înainte, da. Eu țin să afle și consiliere sigur, va fi prioritate. Sigur. Da, domnilor, și acum să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de... Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Bun, trecem la proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind acordarea premiului în bani, bancul de 800 de lei, cu bonuri care vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2018. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, da, doamna Stălea. Am cineva? Da, doamna, aveți o cuvânt. Este o idee foarte bună, dar ce am vrea să remarc, aici am văzut că într-un acord în primărie, când s-a încercat să află numărul de cupluri care puneți 50 de ani, și s-au luat de căsătorii. Aș vrea să... la cunoștință, că sunt cupluri, poate, care nu sunt căsătorite în comuna de acolo. Și s-au mutat de 10, 15, 20 de ani, s-au mutat de un copil. Da, domnul.
trebuie ținut cont de aceste lucruri care nu sunt înregistrate în registrul de factorii al Comunei de Lăcăș. Și care au contribuit măcar 10 ani. E dificil, dar există o discriminare în cazul ăsta. Pe poate s-au căsătorit la Unești. Dar ei au nu s-au căsătorit. Împotrivă, da, mulțumesc. Trecem,
aprobarea schimbării denumirii străzii Nicolae Iorga, strada Vizător Maria Rogoza și a străzii Marin Preda, strada Parohia Catolică și modificarea anexei numărul 1 la HC numărul 40 în 2017. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, domnul Vigu Nichitelu, altcineva? Da, aveți cuvântul, domnul Nichitelu. Mulțumesc, domnul președinte, dreptului și domnul. Deci știți foarte bine că am invitat pentru schimbarea de numire, am din copiii Comunei Târgu Trotuș, în special satului Târgu Trotuș. M-am gândit că ar fi foarte frumos și bine să-i dăm denumirea străzii, iar discutând cu cetățenii din spatele parohiei și cu părintele paroh și cu alt preot vicar, au spus că e un lucru benefic să-i acord, să-i modificăm strada, strada parohiei catolice. Da, doar atât. Nu vreau să-i țin un scurt. Atât, dacă dumneavoastră speță colegii mei, speță de acord. Da, vă mulțumesc. Să vin în completarea declarației dumneavoastră. Și am să vă spun că dacă ați fi completat hârtia în ianuarie 2017, nu se mai ajunge aici. Dar asta, deci nu a fost cineva împotriva a se da în denumirea de Rogoza. Vi s-au dat străzile de la Cutare până la Cutare, domniile voastre, deci domnitare nu la ei. Nu, Adrian, deci să intrăm în foc, în polemici acum. Deci nu intrăm în polemici. Păi dacă eu am venit, doamnă scumpă, doamnă secretar, am propus... Nu. Deci am propus schimbarea denumirilor de străzi și nu am mai găsit atunci, nu am mai găsit hârtia care, deci care am venit atunci cu modificări și adăugiri. Și ca drept exemplu, să vă spun că veniți o aberație aici pe strada asta, care e strada primăriei, frate, și aici este centru. Da? E strada Gaidarzu, nu poate să stai, că și după aia veniți cu altă denumire. Băi, stați, fraților, așa. Și după am discutat. Strada care e strada primăriei, acum strada noastră. Pentru că, băi, OAT, instituție, da? Punem strada, adică să se poată închida. Unde merge? Strada Popești de Orden din Deal. Da, stai cu domnul Foia. Mă rog, dar este strada, Alexandru. Așa, da, este Alexandru. Dar, mă rog, eu vreau ca să trecem, să lăsăm totul. Vrem să lăsăm totul, să nu-i trebuie să nu să lămurim treaba. Doamne, necesită asta niște modificări? Deci legea permite. Deci, schimbarea asta de denumiri necesită niște intervenții la nivel național. Nu vă gândiți că se fac așa numai pe hârtie la loc. Deci este o comisie care acum iar ne avizează la Bacău. De asta zic, dacă aveți și alte propuneri pentru schimbări de denumiri, puneți-le acum. Nu putem intra de lună în lună. Costumurile ăștia de la sistemul național, de la evidența populației. Am menționat și înainte, dar domnul Gelu mi-a luat înainte. Nu știu ce v-am adunat, dar mine nu veni nicio problemă. Eu mă tot duc să fac monumentul eroilor în partea mea, e altă stradă și m-a dus strada eroilor la domnul Cea. I-a luat strada domnului Voice? Da, i-a luat. Ce vedeți? Ați făcut tot ce are sensul ăsta. Nu trebuia făcut o direcție. Venit frumos. Adică vine la monument, se duce la monumentul eroilor, se duce la Gero acasă. Păi poți și poate să facă. Până acum n-am avut nicio stradă. Acum că ne avem iar de... Lăsați-le așa, un an, doi, trei, ce se poate. Da, domnilor, deci domnul Vorcar, dacă aveți ceva de adăugat. Da, o singură remarcă. A fost învățătoare sau profesor? Învățătoare, învățătoare. Deci ar fi specificat, strada învățător, da? Mulțumesc. Mai sunt acolo. Domnul Moise, ar mai fi modificat, dumneavoastră, vă întreabă doamna Sărbă. Domnul Vreau. Păi ce să mai modifică? Nu o să mai apară plăcuțele nici, cred că nici în 2050. De comandă n-am dat. Anul ăsta, dacă se poate face modifică. Eu cred că ar fi bine. Deci nu știu, acum... Susțineți-vă cum. Deci nu că acum iau de la Gelu sau nu știu ce, dar calculați așa. Deci e monument al eroilor la noi acolo, da?
și o să fie strada Eurilor în altă parte. Nu știu cum o să fie. Deci la voi ce stradă? Păi nu mai este nicio stradă. Nu, strada principală de la Biserica în Cluj. Ce să mai... Domnilor, deci propuneți modificări sau nu, domnule de la Ciudad? Nu. Bun. Atunci, haideți să supunem la vot modificarea de la Trotuș. Cine este pentru schimbarea denumirilor? Toți. Abțineri împotrivă nimeni. Mulțumesc. Și acum, la numărul 7, puncte diverse. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, da, domnul Scurnea, domnul Boagă, domnul Sfărea, aveți cum vă dă? Da, două puncte scurte. Aș vrea să le aduc în atenția conducerii primăriei. Dacă se pot monta câteva canele în punctele cheie și de la Vinșoara. Da. Văd că la... Mai durează. Da. Și v-aș ruga tare mult. Avem discuții în sat cu cei care au contribuit cu aia 250 de lei pentru apă. Sunt câțiva care n-au dat. Și le rădănați celor care au dat. Și au spus că beneficiază de aceleași facilități. Dar cum și la trotuși. Da, și la trotuși. Trebuie urgent, ați făcut ceva, gândit o strategie, ori să încasăm acești bani, ori să-i restricționăm de la anumite treburi în casă. Adică să simtă și ei că... Să simtă și ei că vrea să fie foarte. La comun cu toți, da. Da, ce puțin la trăcut trotuși sunt jumătate, de ce că cu care nu au vrut. Da, mulțumesc. Atât, mulțumesc. Domnul Boagă? Adresează domnul primarul, pentru cea următoare. La școala care există în Vișoara, ca constructul, funcționează o grupă de grădiniță. Simbolul național al țării, drapelul din color, este mereu profanat. Da, jos, ruptă coada și stă totul altceva, dar nu are legătură cu simbolul național. Ia acolo Ștefan cel Mare, dar cum o fi inventat nu știu. Ce rost are să stea acolo? Mie ce și-o vândă. Asta, dar asta, domnul Boagă, vrea să trece problema faptului că steagul Ștefan cel Mare este arborat alături de tricoloșii. Dar nu face parte simbolul național de acel steag, dacă îl putem numi steag. Dar sunt jos, nu. Nu este nimic. Domnul Andră, te rog. Aș dori să discut... Păi și noi ca și consilieri, dacă vedem această este... problemă, trebuie să o rezolvăm. Nu, dar vreau să vă spun că nu este aruncat, a căzut în zăpadă și a rupt. Și acum s-au dus oamenii să repare. Nu că... Trebuie să ne zăpadă, cântează boschetul, dar el era pus acolo în boschet. Da. Bun, aș dori să discut un pic, să vedem ce facem cu apa asta, ce se aude. Vine crabul, ne ia... Ce facem? Să știi și lumea sa. Deci ăsta e primul lucru care e cel mai interesant. Nu, dar să știi că numai trebuie să-și plătim și să știi... Deci, în primul rând, trebuie să vină să plătească. În primul rând, să plătească. Nu vină, pentru că ai reprezentanță, nu știu, tot așa. Dar cine are obicei? Cine are... Restanță este, da. Poate să vină și să plătească aia singur. Am primit o adresă săptămâna trecută vineri, dacă nu mă înșel, prin care, într-adevăr, joi, săptămâna asta, va veni o comisie, puteți veni și domnile voastre, pentru preluarea rețelei de apă. Vom vedea cum o să găsim un punct comun, o să ne susținem și noi punctele noastre și probabil punctele lor, de-aia și, dacă tot s-a deschis subiectul, v-aș invita să veniți undeva la 10 de acum. Când o să coborăm, o să vă am deja să iau adresa. Așa. Știți destul de bine că la un moment dat m-am cantărit ca să mai fac investiții pe traseul de apă, pe teritoriul de Ghișoara și cu așa. Sperând că o să vină ei să facă. Mă iertați că vă întrerup.
ar fi bine să dăm spre folosință instalația. Dar nu, nu înțelegeți. Deci, nu se dă, instalația rămâne la noastră. Și adică deci trebuie să facem investițiile noi. Investiții am înțeles. Acum să vedem. Joi undeva la ora 10, dacă nu înșel, dacă vreți. Și... Anunțați și vedem. Da, ce? Da, rămâneți undeva și vedem exact acum jos adresa. Rugămintea mea este să vină și să se plătească sau să se primească casierul și să se plătească ca să nu avem probleme. Da? Suntem într-o... mai avem o restanță... După cum bine știți, avem să încheie scrupiunul din cont de când am avut problemele respective, pentru și Vinișoara. Mai avem o sumă de bani de dat și se va îndepărta să ghesi de pe contul respectiv. Deci vom intra în normalitate. Sperăm să nu se ajungă înapoi. De asta am zis, haideți să facem ceva, să mai dea bani care l-au dat. Constrânși cumva. Da, bă, știți destul de bine că problema asta a apei o avem din 2006. Suntem în 2018, aproape un an de zi, 2 ani de zi. Eu am încercat pe cale ameabilă, nici de cum prin scandalul și să o rezolv, cu toate că am avut păreri pro și contra. De acum, cine și-a pus instalații la punct, am avut argumente defecte, sigilii rupte, necitit, contoare neconforme și așa mai departe, o să înceapă probabil și treaba să meargă din casă în casă în perioada următoare și să le ia la plasă. Da. Foarte bine. Din casă în casă. Noi, din casă în casă, clar. Deci ei nu să, pentru ei, noi ne-am arătat disponibilitatea de a colabora cu ei. Eu n-am putut să vin și să mă, și așa știți destul de bine, am început protestele respective, cum am scos-o la capăt. În schimb, ei probabil nu vor fi ca noi și să înțeleagă că Domnul îți dai noștri. Așa este normal. Exact. Doi ani am tot făcut în așa până cât să fie treaba. De acum cine a înțeles, a înțeles și nu va suporta. Bun. O întrebare vreau să pun și eu. La trecerea asta spre folosință sau, mă rog, ce implică asupra fosturilor, care avem vreo posibilitatea, un contract, o constrângere, să înțelege, e bine să exploateze sau să... O să se regăsească în prețul apei exploatarea lor, a instalației. Deci, în loc de 3,7, să fie 6 lei, 3 lei, cât o să fie 5 lei. Apa se mai mări un pic. Dar nu niciun caz la șoase. A zis o sumă. Poate să mărește cu 3 lei. Poate să mai mărești cu 1 leu, dar măcar nu-ți mai ia apa. Deci, domnilor, haideți să facem așa. În contractul care va fi timpul să-l semnăm, punem o clauză prin care un anumit timp să nu se umble la preț. Nu știu. Deci... Oricum se va ajunge în Consiliul Local. Sigur, deci nu se va ajunge, nu se poate fără Consiliul Local. Dar nu este ideea. Orice modificare va fi, reglamentare pe preț, deci... Ca să ne poată să spună ce trebuie să facem. Ideea asta este pentru că noi nu avem competențele necesare de a ști să facem contractul sau să iau 10 juriști. Este contractul cadru, nu există. Deci trebuie să fiți conștient. Eu de asta zic. Deci, domnul Burean, fiți conștient că nu mai e ca pe drept. Care pe care? Cum se poate și mănișă? Acum, juriștii lor au obligația să ne învețe și pe noi în casă, nu știu. Deci este destul de... Eu aș vrea să fiu, adică... Da, mai aveți ceva de adăugat, domnul Adă? Mulțumesc. Domnul Mititelu. Aș vrea să întreb pe domnul Adrian Coproș dacă ultima ședință, la ultima discuție din ianuarie, ați luat măsuri cu ceea ce l-a rugat cu becul, pentru că nu mai probabil. A spus becul la unde da, este becul. Da. Mulțumesc frumos. A doua problemă, când mai sunt pe propriile astea, mai băgați utilajul nostru pe străzele, toate străzele. Să mai dea puțin, mai tragă cu lasă. Știți de tine, sau poate nu erați acasă. Deci cum s-a dus apa, am și băgat utilajul. Dar dacă plouă, nu... Deci trebuie să fie serios ca să joci. Da, ok, bun. Eu am să văd pe ce duce zăpadă. Și a treia problemă, domnul, v-am întrebat. Și a treia problemă.
Spuneți-le și colegilor noștri aici. Ce datorii mai avem? Deci noi mai avem sechestru asiguratoriu. S-au luat banii. Câți bani s-au luat? Deci 200 aveți... de milioane mai avem datorii. 200? La apă? Da. 200 de milioane? Da, datoria. Asta e toată datoria? Pe reșalonă. Pe una din reșalonă. Pe unul din dosar. Eu nu din dosar. Dar domnita ați fost la ședință, nu? Eu am fost la ședință, dar eu vreau să spuneți dumneavoastră. Să aud eu așa din cura... Da, ca să știm exact. Care-i suma totală? Deci, pe sechestru, avem în mână suma de 20 de mii de lei. Da? După care vom cere eșalonarea pe lunile mai 2017 până la fac. Nu, dar eu v-am întrebat altceva, nu vreau. Care e suma totală de dat la în afară de sechestru? Da, suma totală e 1 miliard și... 1 miliard 800 de... 2 miliard 300 de mai. Păi și, și cu banii aia spun ăștia, și s-au făcut, spun o grămadă, eu am încercat să le explic. Dar nu s-a încasat, nu, 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 care au dat până 350, nu, nu, eu am încercat să le explic, aia care au dat. Așa. Ce s-a făcut? Mulți vor să știi. Ce s-a făcut? Domnul a dat 3 milioane jumate. Numai puțin. Și el spune că dacă a dat 3 milioane jumate, nu, e fals, am spus. Nu, trebuie să dăm, să plătim apa. Și eu am dat bani. Fiecare. Și am plătit pentru tot. De da, eu vin și îmi plătesc corect. Deci lumea trebuie înștiințată. Deci lumea trebuie înștiințată. Lumea... Nu, 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 dar nu trebuie să faci treaba asta. Așa. Lumea trebuie înștiințată. Și dacă nu vine, dă-i o broșură sau dă-i un anunț din ăsta. Păi eu cred, eu ți-o spun, dom'le, din banii ăștia, ăștia au trebuit ca să ieșim dintr-un impas care era foarte, 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 foarte grav. Deci banilor ăia am acumulat. Exact. Deci datoria totală a fost de 4 miliarde, domnule. Da, păi dar eu și eu cred. Rețineți. Pentru când am apelat la dumneavoastră, n-ați venit niciodată să mă ajute. Deci nu... Deci chiar n-am venit niciodată. Deci, am ieșit cu tine, Adrian, în sat. Am ieșit cu tine în sat. Păi, Adrian, dar nu mai fii ipocrit. Am ieșit cu tine în sat la Străzvani? Depășești. Am ieșit cu tine în sat la Străzvani? Băi, am ieșit, da sau nu? Da, unde ai fost? Băi, atât vreau să cipe. Ce mai dăm din gardă? Da sau nu? Atâta o dăm cotită. Ce faci mai? Da, te mulțumesc. Domnilor, mai aveați ceva de... Domnul Andrei, am văzut că vrea să mai adăugați. Vreau să zic exact ce a zis domnul Sfărgan. Deci cei care au dat bani la apă, 3 milioane jumate, acum îi lați, râde în nas, le dă în față, că bă, ce prost ai. Domnul Andrei, așa, și ce... aceeași treabă cea de domnul Sfărgan. Va veni timpul în care se vor așeza lucruri. Și știu eu de ce zic, nu pot să vă așa, dar va veni timpul că se vor așeza lucruri. Ok. Aia este bine să spuneți așa. Dar s-o prește apa a fost la ceilalți, care n-au dat. Aș vrea să... Noi am dat, cine o dată. Noi, pe porțiunea noastră, este, îl întreținem noi după aia? După 5 ani de zile sau intră... După 5 ani de zile ar trebui să putem înapoi câte domnul de viață. Mai facem un act. Eu întreb pentru că dacă o să se facă lucrări prin sat, iar vin, eu știu, vine crapul sau ceva, avem oportunitatea de a-i strage să facă la loc înapoi. Deci, domnul Gurean, legea construcțiilor zice clar, drumul va fi adus la starea inițială. Dacă ai balastru, balastru se va primări. Dacă ai asfalt, asfalt. Dar, eu înțeleg. Așa s-a făcut și la Tisești. Nu știu dacă ați fost de acolo, s-a dus la starea inițială, dar numai pe porțiunea respectivă. Dar nu știu, dar nu. E aceeași treabă, numai că aici ați tot decopertat și s-a făcut înapoi. Normal. Iar dincolo pe Tisești. Eu vreau ca să nu ajungem exact în situația aia. Asta mai este. Bă, la lucrurile grave. Deci nu. Mai ales. La forma inițială. Da? Mai ales. Da, mai ales. Deci, avem închisă ședința. Aș vrea să vă mai întrebe.